Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii E vremea ta. La nivel global, maxima zilei a fost de 43,6 grade în Uruguay, iar minima de minus 63,7 grade în Antarctica. Octombrie este luna luptei contra cancerului de sân. Pentru a marca acest lucru, din anul 2008, la inițiativa primei doamne, Laura Bush, Casa Albă capătă o strălucitoare nuanță de roz. Statisticile spun că în România 80% din cancerele de sân sunt diagnosticate în fază avansată, iar echipa de CLIC a lansat recent o petiție pentru combaterea cancerului prin fonduri europene, afirmând că la fiecare 10 minute un român moare de cancer. Vorbim astăzi despre cancerul de sân, despre vreme și despre România sălbatică. Sunt Andrei Bărbulescu și e momentul pentru cele mai importante știri despre lume și vreme. Și turnul Eiffel devine roz în luna octombrie. Anual, peste 1,5 milioane de femei sunt diagnosticate în Franța cu această maladie, iar la nivel global, cancerul de sân omoară o femeie în fiecare minut. Vestea bună este că șansele de vindecare sunt de 95% dacă este depistat la timp. Mai multe informații aflăm în reportajul următor. Cancerul la sân este cea mai frecventă afecțiune oncologică la femei. Din anul 2020, el a devenit la nivel planetar cel mai frecvent tip de cancer, depășindu-l pe cel pulmonar. Semnele cancerului mamar sunt apariția unui nodul, modificarea formei sau micșorarea sânului, retracția mamelonului, modificări de culoare sau retracții variate. Este important de știut că boala evoluează mult timp fără să provoace manifestări clinic și de aceea sunt importante investigațiile medicale periodice, mamografiile sau ecografiile mamare. Printre tratamentele inovatoare se află și brahiterapia sau radioterapia internă. Tratamentul presupune administrarea unor doze mari de radiații în zone precise ale corpului, în apropierea tumorii sau chiar în interiorul acestora, prin intermediul unor implanturi radioactive, reducând astfel expunerea la radiații a țesuturilor sănătoase. Această procedură scurtează perioada de tratament de la 4-6 săptămâni la câteva zile și reduce și efectele secundare ale radiațiilor. Pentru a depista în fază incipientă această boală atât în mediul rural cât și în mediul urban, autoritățile medicale europene încurajează folosirea de laboratoare mobile, care să efectueze screening-uri gratuite femeilor între 45 și 69 de ani și celor care au antecedente familiale pentru cancerul de sân. Doamnelor, domnilor, a venit momentul să aflăm cum va fi vremea în următoarele două zile. La noapte vor fi posibile ploi în vestul țării, iar în rest cerul va fi variabil. Spre dimineață e posibil să fie ceață în Moldova și în Transilvania. Minimele nopții vor fi cuprinse între minus 5 și plus 8 grade, cu 7-8 grade, iată, în Timișoara, 2-3 grade în Sibiu, 1 grad în Brașov, în jur de 11 grade e posibil să avem în Constanța. Mâine va ploua temporar în jumătatea de nord a țării. Va fi vânt la munte, dar cu intensificări și în vestul, estul și sud-estul țării. Se vor înregistra între 12 și poate 24 de grade. Vor fi 21 de grade în Constanța, 19 grade în Iași, în jur de 18 grade în Brașov, Sibiu, iar în Târgu Mureș 15, 22 de grade în Timișoara. În capitală sunt anunțate 21-22 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va fi slab. La noapte, în jur de 7 grade, iar poimâine, în capitală, se pot atinge 28 de grade. La munte va ploua din când în când, în nordul orientarilor și în Apuseni. Vântul se va înteți astfel că vor fi în jur de 70-90 de km pe oră. Vor fi în jur de 12-13 grade în Sinaia, iată că în Predeal și în Poiana Brașov 14 grade, iar în Ceahlău în jur de 7 grade. Poimâine se va încălzi semnificativ și vor fi averse pe alocuri în nordul, vestul și centrul țării. Vântul se va simți din plin în vest și la munte. Va fi posibilă ceața locală pe voi și în depresiuni. Se vor atinge între 21 și 30 de grade, cu 27 de grade în Constanța. Și în Iași la fel, în Bacău tot 27, chiar și în Brașov vor fi în jur de 26-27 de grade. În vestul țării, în Arad, în Timișoara, în Oradea, 28-29 de grade. Astăzi, Salonul Național de Fotografie, Fotogeografica, a găzduit unul dintre cele mai apreciate documentare, România sălbatică. Filmul a fost inclus în programul a 20 de festivaluri naționale și internaționale de film și a câștigat 8 premii. Scenariul și regia filmului sunt semnate de Dan Dinu, imaginea și montajul Cosmin Dumitrache, iar povestea filmului este narată de actorul Adrian Titieni.
La întâlnirea dintre Carpați, Dunăre și Marea Neagră, se conturează povestea României. Una dintre cele mai bogate țări din Europa. Bogăția noastră stă în munți cu aer curat, în ape pline de viață, în păduri sănătoase. Bogăția noastră este sălbăticia însăși. E soare de după nori. Eu să urc, tu să cobor. Gândurile ți le-aș spune. Această poveste este o călătorie în sine, una care să-ți dezvăluie secretele României sălbatice. Irlanda, Scoția și Marea Britanie se pregătesc să înfrunte furtuna Babet. Meteorologii britanici au emis un cod portocaliu de ploaie pentru sudul Irlandei și cod galben pentru estul Scoției, unde se așteaptă ca Babet să aducă ploi abundente și inundații. În Marea Britanie, furtuna va fi resimțită până la sfârșitul acestei săptămâni. Maxima zilei în Europa a fost de 31,7 grade în Spania. Dar să vedem în detaliu câteva temperaturi și fenomene. Iată că în Madrid vor fi în jur de 18 grade, sunt așteptate ploi. 22 de grade în Lisabona, 18 grade în Londra, la fel și în Amsterdam, 17-18 grade. Peste tot cerul rămâne acoperit și sunt așteptate ploi, mai ales după amiază. Vor fi în jur de 24 de grade în Atena, cu cer mai mult senin. Vreme cu cer acoperit în Roma, 27 de grade, 19 grade în Istanbul. În Sofia, vreme frumoasă cu 20-21 de grade în termometre. În Berlin, 19-9 grade cu cer acoperit și ploi slabe, în jur de 10 grade în Kiev, cer senin, iar în Moscova nu vor fi mai mult de 4 grade, iar cerul rămâne acoperit toată ziua cu precipitații slabe. 18 octombrie este ziua europeană de luptă împotriva traficului de persoane. Potrivit estimărilor, astăzi sunt mai mulți oameni în sclavie decât au fost în Evul Mediu. Mii de persoane sunt exploatate sexual sau prin muncă forțată. De multe ori, calvarul persoanelor traficate începe cu un nevinovat schimb de cuvinte pe internet. Îl avem astăzi alături de noi pe Constantin Ferșeta, vicepreședintele Asociației Start Evo, inițiatorul mai multor proiecte de securitate cibernetică adresată tinerilor. Bine ați venit și mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bine v-am găsit. Ce învățați mai exact pe elevi în aceste cursuri de cyber security, să le spun așa? Cel mai important lucru pe care noi îl învățăm este să vadă că nu tot ce zboară se mănâncă pe online. Mai precis, îi învățăm că în momentul în care intră pe online, deși totul pare super distractiv și amuzant, sunt enorm de multe pericole, care acele pericole se pot traduce în pierdere de bani, pierdere de sănătate, pierdere de viață. Sunt N lucruri care se pot întâmpla atât ție ca minor, cât și familiei tale, și de aceea este foarte important ca toată lumea, nu doar copiii, dar și părinților și profesorii, să înțeleagă că suntem înconjurați de astfel de pericole, de oportunități pentru oamenii răi, ca să știe cum să se păzească. Mi-a spus mai devreme că ați dezvoltat aceste proiecte și fizic, dar și online. Noi am făcut în ultimii ani de zile peste 200 de astfel de evenimente, și offline și online. Ce am observat este că în principiu, dacă evenimentele sunt offline, este mult mai interesant pentru ei. De ce? În primul rând, când intri într-o clasă de copii, ei au tendința să se uite un pic stingheri, nu știu ce se întâmplă. Dar obiectivul nostru este ca cât mai repede să le atragem atenția, să chiar să-i șocăm un pic, pentru că în momentul în care îi fac ochii așa, brusc, conștientizează că, stai, aici sunt niște pericole pe care noi trebuie să le vedem, să înțelegem ce-i cu ele. Plus că, în momentul de față, toți copiii din România și nu numai, consideră foarte aspirațional termenul de hacker. Pentru ei, hacker este
să zicem, acel șmecheraș online. Un erou mai degrabă. E un erou, erou. Și într-adevăr, sunt hackeri eroi, dar sunt și hackeri care sunt mai puțin eroi. Și ce vrem este să-i ajutăm, să le arătăm, să-i implicăm în joaca noastră, astfel încât în momentul când trag linie, să plece de acolo să zică, băi, am învățat azi o chestie super tare, să ducă la părinți, la profesori, la bunici, să le zică, uite, să nu mai faci aia, să nu mai faci aia. Ce ar trebui să știe părinții și profesorii despre securitatea cibernetică? În primul și în primul rând, ce recomand tuturor părinților este să folosească programe de parenting control. Pentru că programele de parenting îi ajută pe copii să stea într-o siguranță mai mare. Nu e o siguranță 100%, dar este o siguranță mai mare. Și ușor, ușor se va face translația către o libertate. Dar în momentul de față, din păcate, majoritatea părinților, și nu doar din România, la nivel global, Da. Le dau copiilor o tabletă, un telefon și le dau un brânci în această lume care este plină de pericole. Mulțumesc mult pentru toate aceste informații utile și vă aștept și cu altă ocazie. Cu drag! Doamnelor, domnilor, aici se încheie ediția noastră de azi. Noi ne revedem și mâine la 7:10 cu noi informații despre vreme și planeta noastră. Ne găsiți pe Facebook, dar și pe YouTube. Să aveți o seară liniștită, indiferent de vreme.